E ora poveștilor! Astăzi o să vă citesc o veselă numărătoare în versuri, care vă va ajuta să învățați a număra, să știți numele păsărilor, înfățișarea lor, să memorizați cu ajutorul părinților denumirea copacilor în care locuiesc micile zburătoare, să vă amuzați împreună de ocupațiile lor haioase și să le admirați hărnicia. O poezie de citit, de ascultat, de privit și de iubit natura înconjurătoare. Numărătoarea de la 1 la 20 se numește Căminul păsărelelor. Autor Dina Hașcu Ghimpu. În desișul de pădure, neamul mare păsăresc și-a făcut cu multă râvnă un cămin gospodăresc. De cu zi și până noapte, tot muncesc cu mare zor harnicele păsărele și trebăluiesc cu zbor. Vreau să văd ce fac anume zburătoarele isteții, numărându-le pe nume până ajung la 20. Un sprinten cânepar lucrează ca hornar. Doi bondoci, podgroși, rumenesc gogoși. Trei vrednici cintezoi torc lână de oi. Patru glăsoase mierle fierb în ibric cafele. Cinci roșii forfecuțe usucă cipercuțe. Șase moțați pițigoi fac salată de trifoi. Șapte albastre gaițe fac din lut o paițe. Opt ciocănitoare scutură covoare. Nouă negre ciori pun rufele pe sfori. 10 bej sticleți curăță știuleți. 11 lăstuni pun pe foc cărbuni. 11 lăstuni pun pe foc cărbuni. 12 mugurari coc ghinde de stejar. 13 pupezoi fac cununi din usturoi. 14 pânțăruși aduc ciorchine de scoruș. 15 pitulice cos găitane la ilice. 16 dumbrăvenci din legume fac ghiveci. 17 aușele fac aluat în covițele. 18 boicușori în cuptor coc cornișori. 19 turturele în ghiveciuri pun la lele. Și 20 de mătăsar murează frunze de arțar. Iată așa cu veselie în căminul păsăresc trece ziua, vine noaptea, ce prin cântec o vestesc. Căci la cât este de mare nu închid un ochișor. Triluri se aud în zare, toate cântă într-un cor. Am văzut ce fac anume zburătoarele istețe, numărându-le pe nume, de-am ajuns la 20.